tare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Iată, astăzi ne continuăm cariera cu CFR Cluj, bineînțeles obiectivul nostru fiind câștigarea titlului cu această echipă și bineînțeles să intrăm într-o grupă europeană și cel mai important este să ducem echipa aceasta în grupele UEFA Champions League, acesta fiind și obiectivul cel mai important pe care eu mi l-am asumat semnând cu această echipă, cu campioana României, campioana ultimilor 5 sezoane. Așadar, ne apropiem de debutul în Liga 1. Bineînțeles, aș dori să mai fac un transfer. Aș dori să-l aducem pe Octavian Popescu la CFR Cluj. Și haide să demarăm și negocierile. Îl căutăm aici pe Octavian Popescu. Iată, un jucător de bandă. Noi mai avem un jucător foarte bun, un tânăr talentat în bandă. Este vorba despre Claudiu Petrila. Aș vrea să-l aducem și pe Octavian Popescu. Să avem un super atac, un booster atac în Liga 1. Împreună cu Octavian Popescu și cu Claudiu Petrila și bineînțeles să câștigăm titlul și să mergem în grupele UEFA Champions League. Haideți să începem negocierile cu Octavian Popescu. Ia să vedem dacă reușim să oferim o anumită sumă de bani care să le convină celor de la FCSB să accepte oferta și bineînțeles să ne întâlnim și față în față cu agentul și cu Octavian Popescu și bineînțeles să reușim să obținem semnătura acestuia. Haideți să vedem, iată, cota de piață a lui Claudiu, a lui Octavian Popescu este de 5,5 milioane de euro. Noi, sincer, am dorit să oferim 8 milioane de euro celor de la FCSB în schimbul lui Octavian Popescu. Să vedem, sper că vor accepta această ofertă și că putem să demarăm negocierile cu jucătorul și cu impresarul acestuia. Da, și, și o clauză de 3%. Pentru viitorul transfer al lui Octavian Popescu. Da, ok. Acceptăm așadar, iată, acceptă FCSB-ul oferta de 8 milioane de euro pe care noi am făcut-o pentru Octavian Popescu. Așadar, urmează să negociem cu jucătorul și cu impresarul acestuia. Haideți să vedem dacă reușim până la urmă să obținem semnătura acestui super fotbalist care, după părerea mea, ne-ar aduce un mare plus în ofensivă și, bineînțeles, am devenit principala favorită la titlu în Liga 1. Hai să vedem. Ne așezăm la masă și să vedem cât, iată, salariul lui Octavian Popescu este de 5.400 de euro. Pentru echipa noastră să fie un jucător crucial, da, acceptăm această opțiune pentru că va fi un jucător crucial. El și Claudiu Petrila vor fi motorul echipei noastre pe care ne vom baza să luăm titlul și, bineînțeles, să mergem în grupele UEFA Champions League. Sezonul următor acest lucru, bineînțeles. Da, vrem un contract pe 4 ani de zile cu Octavian Popescu, având în vedere că este un jucător tânăr și are doar 18 ani. Da, se acceptă. Deci pe 4 ani de zile și oferim o clauză de reziliere. Bineînțeles, noi vrem să-i oferim o clauză lui Octavian Popescu, o clauză de 15 milioane de euro. Bineînțeles, eu cred că cei de la FCSB nu vor sta pe gânduri și cred că vor accepta această propunere a noastră. Da, e ok, se acceptă. Deci o clauză de reziliere de 15 milioane de euro pe care noi o propunem lui Octavian Popescu. Și bineînțeles, salariul lui Octavian Popescu va fi de 15.000 de euro și un bonus de 50.000 de euro la semnătură. Deci cu acest pachet îi urăm noi bun venit lui Octavian Popescu la CFR Cluj. Iată, așa că se acceptă. Octavian Popescu devine nou jucător al lui CFR Cluj, a campionilor. Bineînțeles, Octavian Popescu va face parte din super echipa noastră, în care mai este și Claudiu Petrila, îl mai avem în față acolo pe Sigur Ionson, Deac. Deci, părerea mea că atacul acum este rezolvat și doar să ne dăm drumul și să începem campionatul și, bineînțeles, să ne ducem pe un drum bun, să câștigăm titlul și sezonul viitor să încercăm să ne calificăm în grupele UEFA Champions League. Acesta este obiectivul, bineînțeles, și cel mai important. Continuăm așadar, dragi prieteni, haideți să și construim această echipă, să vedem, să facem lotul cu care, bineînțeles, vom începe campionatul. În față avem acolo pe Omrani, Dac și Petrila, da, acolo Omrani. După părerea mea, Omrani va fi înlocuit de către Octavian Popescu, venit chiar în acest sezon. Bineînțeles, dar Omrani va rămâne și cred că ar putea fi folosit și pe post de vârf, dar mai lăsăm așa deoparte pentru că îl punem pe bancă deocamdată pe Omrani. Avem acolo mijlocul Sigur Ionson Deac și în spate, în fața apărării, îl avem pe AJ Boateng. Iată, pe linia defensivă, Grahovac, Camora, Burcă, Mania și, bineînțeles, în poartă, portarul a adus în acest sezon, Marinović. Deci, cam aceasta ar fi echipa noastră.
Cam aceasta ar fi echipa noastră pentru debutul acestui sezon de Liga 1. Eu zic că arătăm foarte bine și să vedem cum vom debuta în acest moment, în prima etapă din Liga 1. Să vedem și cu cine vom avea onoarea. Da, vom debuta cu FCU Craiova 1948, așadar iată, debutăm cu oltenii în prima etapă din acest nou sezon de Liga 1, care obiectivul echipei noastre, bineînțeles, este câștigarea campionatului. Iar mai apoi, sezonul viitor, va fi o calificare în grupele UEFA, Champions League, cea mai mare competiție intercluburi. Iată, avem ofertă pentru Omrani. Avem o ofertă pentru Omrani de 1,4 milioane de euro de la Anderlecht. Eu aș dori să scot maximum de la acest jucător și hai să vedem dacă reușim să scoatem ceva mai mult decât ne oferă cei de la Anderlecht. Eu sper că vom reuși să scoatem ceva mai mult. Hai să negociem contract, să negociem o anumită sumă de bani. 1,4 ne oferă Anderlecht. Eu aș dori să îl vindem pe Omrani, dar doar cu 2,2 milioane de euro, pentru că el totuși a fost un jucător important în echipa noastră sezoanele trecute și cred că merită mai mult Omrani. Ei nu doresc să ne dea 2,2 milioane. Atunci nu-l dăm. Omrani rămâne la CFR Cluj, pentru că totuși ne va folosi în acest sezon și bineînțeles, dacă vom câștiga titlul, ne va folosi și în sezonul viitor. Mergem așadar, îi dăm vice. Avem o primă etapă din Liga 1, o întâlnim pe FCU Craiova 1948. Da, să-i dăm bătaie așadar, dragi prieteni, iată, debutăm în Liga 1 împotriva celor de la FCU Craiova 1948. Să vedem așadar debutul echipei noastre, echipei campioane, campioana ultimilor 5 sezoane, Burca, Mania. Începem așadar o construcție în acest meci cu Craiova 1948, sigur Ionson, Camora. Foarte bine pentru... Iată pe Octavian Popescu la prima atingere de balon în tricoul CFR-ului. Deocamdată avem un atac pozițional. Mania. Deac. Scoate acolo, a încercat să scoate, dar Azamoa. Făcut intercepția. Vedem și atacul celor de la FCU Craiova 1948. Da, este out pentru echipa noastră. Camora, Graubat. Foarte bine pentru Burca. Mai departe, Medru Mania, iată, un pilon, o piesă importantă pentru echipa noastră. Mania va fi și în acest sezon. Petrila, să vedem această acțiune. Petrila poate să-l centreze. O face Petrila, ce trare bună, Octavian Popescu! Ce ocazie, iată. La prima acțiune, Octavian Popescu foarte aproape de primul său gol în Liga 1 și acela în tricoul echipei noastre, al CFR-ului, al campioanei României. Iată, ocazie mare pentru Octavian Popescu. Aici avem recuperarea lui Deac, pasă pentru Mania, Mania mai departe pentru Petrila, să vedem din nou o acțiune bună, Claudiu Petrila vine cu centrarea, este corner pentru echipa noastră. Iată, avem un corner, beneficiem de un corner împotriva celor de la FCU Craiova, un prim corner în această partidă. Petrila, centrarea lui Petrila pentru Grahovac, gol! Grahovac, deschide scorul, iată, dar avem 1-0. În debutul nostru în Liga 1 împotriva celor de la FCU Craiova 1948, iată ce bucurie pe băieții mei. Așadar, un început foarte bun, Grahovac deschide scorul în minutul 16. Iată, acum avem o șansă de contraatac, Deac, o pasă acolo înapoi, iată, din nou primește Deac. Să vedem acest contraatac, o pasă lui Deac pentru Petrila, Petrila lasă mai departe pentru Mania. Cristi Mania, din nou pentru Petrila, să vedem cum dezvoltăm această acțiune. Iată, o pasă acolo, interesantă. Petrila, din nou, o pasă bună pentru Ajay Boateng. Boateng, iată mai departe pentru Sigur Ionson. Nu este prinsă de către Popa. Boateng aproape din nou de recuperare. Iată-l pe Bălan. Bălan face o Craiova pe contraatac. Să vedem. Nu reușește să centreze. Vedem acolo pasă, dar mingea e recuperată de Burca. Da, a fost în afara terenului, iată, prin afara terenului, dar arbitrii n-au văzut. Așadar, continuă jocul. Deac.
Boateng, de Ac din nou, Mania, ne apropiem de finalul primei reprize de Ac pentru Boateng. Boateng foarte bine pentru Dac, ce pasă bună pentru Sigur Jonsson, ce șansă avem Sigur Jonsson, o pasă în care pentru Dac, ce ratare, ce ratare are de Ac, ratarea campionatului până acum, iată, din 5 metri, de Ac nu reușește să trimită mingea în poartă, ce ocazie, iată, ce ocazie avem la această fază, de Ac, ratare imensă, ratarea probabil a campionatului. Și imediat ne apropiem de finalul primei reprize, din nou recuperăm prin Sigur Jonsson. Camora, foarte bine pentru Octavian Popescu, vine în coboară să ia mingile. Boateng pentru de Ac, de Ac mai departe pentru Petrila, să vedem pe Petrila aici. Petrila foarte bine încearcă să se întoarcă acolo, Petrila, și va fi finalul primei reprize. Da, este finalul primei reprize. Conducem pe FCU Craiova 1948 cu 1-0. Deocamdată un scor bun la pauză, revenim cu a doua repriză. Suntem în repriza de secundă și continuăm să conducem cu 1-0 pe FCU Craiova, care are acum o ocazie mare de tot, Marinović. Paradă foarte bună, iată. Foarte bună paradă a golkeeperului nostru, venit în acest sezon, o paradă foarte bună. Trimite mingea în corner. O corner pentru FCU Craiova, dar trebuie să fim atenți la această fază, să nu primim gol. Foarte bine acolo Dac, a ajuns în apărare până la urmă, să vedem această fază, excelentă recuperarea lui Andrei Burcă, care declanșează un contraatac, pasă pentru Dac. Dac mai departe pentru Dac. Dac, iată pe Sigur Jonsson, care poate trimite lui Octavian Popescu. Iată, primește Octavian Popescu la această fază. Popescu blocat acolo. Blocat foarte bine în momentul în care a vrut să se întoarcă Boateng. Sigur Jonsson, din nou Boateng. Ce ai Popescu, Octavian Popescu. Încearcă 1-2 cu Sigur Jonsson. Iese la Octavian Popescu, care poate centra. Centrarea lui Popescu, de Ago! CFR! Iată, avem 2-0 cu FCU Craiova 1948. Ce fază face Octavian Popescu? Iată, ce vă spuneam. Un jucător de milioane pe care am reușit să-l transferăm în acest sezon. Iată, o pasă formidabilă pentru Deac, care apare foarte bine și reușește să ducă scorul la 2-0. Iată, ce voleu frumos al lui Deac. Și așadar avem 2-0 cu FCU Craiova 1948. Un debut foarte bun în Liga 1 pentru echipa noastră, care are obiectiv titlul în acest sezon. Să vedem, iată, recuperarea lui Popescu, Camora. Mai departe, Camora trimite pentru Sigur Jonsson. Sigur Jonsson, Dac, o pasă lui Dac încercată pentru Popescu. Nu a ieșit acea pasă. Am ajuns și minutul 67, avem un contraatac de Dac, foarte bine pentru Petrila. Petrila, mai departe, Sigur Jonsson, iată nouă pasă pentru Octavian Popescu. De această dată aflat în offside și va fi schimbare. Iese Sigur Jonsson, va intra Mihai Bordeanu. Schimbare post pe post. Iese Sigur Jonsson și intră Mihai Bordeanu. Minutul 69 al acestei partide. Atacul celor de la Craiova. Să fim atenți la acest atac. Camora, excepțional Camora, extraordinar intervenția lui Camora asupra lui Chițu. Să vedem această fază. Vine Grahova să-l întâmpine pe Asamoah. Vine centrarea, respinge Burcă. Recuperează Boateng, să vedem acum contraatacul Bordeanu. Mihai Bordeanu îl lansează foarte bine pe Octavian Popescu. Ce acțiune avem acum din nou? Octavian Popescu. Popescu intră în careu. Popescu lasă foarte bine pentru Dago. Iată, avem 3-0. Înscrie și atacantul nou venit în acest sezon. Dac înscrie și este 3-0. 3-0 împotriva celor de la FCU Craiova 1948. Așadar, dragi prieteni, iată ce acțiune a reușit acolo Octavian Popescu. O pasă acolo printre picioare, direct pentru Dac, care înscrie la colțul scurt. Este 3-0. Așadar, pentru echipa noastră, împotriva celor de la FCU Craiova 1948. Ce debut de sezon, ce debut de meci cu FC Universitatea Craiova 1948. Recuperează Boateng. Pentru Petrila, reprimește Boateng, iată o nouă acțiune bună a echipei noastre, Dac, foarte bine pentru Bordeanu, lasă mai departe pentru Camora, vine sprijinul atacului Camora, Bordeanu, să vedem, da, încercat pasă pentru Octavian Popescu,
Suntem iată și în minutul 84, ocazie pentru cei de la Craiova, iată un șut foarte aproape Marinovic să primească și el un gol în această partidă. Va ieși Ciprian Deac și intră Alexandru Păun în locul acestuia. Iată un meci foarte bun făcut și de Deac. A avut și el ocazie mare, probabil relatarea sezonului acolo din 5 metri a trimis pe lângă. Marinovic repune Burcă, mai departe Susici și nu mai are rost să forțăm pentru că avem 3-0. Obiectivul a fost îndeplinit, 3 puncte cu FC Craiova, debutul noului sezon de Liga 1. Avem 3 puncte, avem o victorie, suntem liniștiți și am început un drum lung, dar am început cu dreptul și asta este cel mai important. Pasă pentru Popescu, iată-l pe Tavi Popescu, să vedem mai reușește ceva Octavian. Tavi Popescu acolo încearcă ceva, să vedem ce mai reușește. Popescu foarte bine a trimis pentru Dac, dar cam asta a fost... Asta a fost dezvoltământul acestui meci, debutul sezonului în meciul cu FC Craiova. Iată, CFR Cluj, FC Universitatea Craiova 1948, 3-0, iată, obiectivul îndeplinit, 3 puncte și 3 puncte foarte importante. Așadar, vom continua și, bineînțeles, obiectivul rămâne clar, campionatul, ceea ce este cel mai important. Da, avem și primele 3 puncte în clasament după acest meci cu FC Craiova 1948 câștigată cu 3-0. Suntem pe locul 2 în clasament, bineînțeles pe primul loc este FCSB. Pe locul 3 este Sepsi, iar cred că noi suntem primele echipe care au făcut 3 puncte în acest moment, în acest nou sezon de Liga 1. Mergem așadar mai departe, să vedem, avem Dimitrov, ne-a zis ceva, îi răspundem. Așa, mergem mai departe, dragi prieteni, vom continua în Liga 1, avem o etapă cu Academica Clinceni, Academica din Clinceni pe care o întâlnim în deplasare, vom vedea ce vom face cu Clincenul în deplasare, iată locul 14 în Liga 1, să vedem așadar, începe acest meci. Așadar, un meci în etapa a doua din Liga 1. O întâlnim pe Academica Clinceni în deplasare. Vom da drumul să vedem cam cât se termină acest meci. Jump to result, da. Câștigăm cu 1-0 în fața celor de la Clinceni în deplasare, chiar la ei acasă. Batem Clinceniul și facem 6 puncte în Liga 1. Și să vedem în acest moment. Suntem lideri în Liga 1, suntem pe primul loc după primele două etape. Avem 2 victorii foarte bune și fără gol primit. Asta este cel mai important. Înseamnă că avem o defensivă foarte bună, o defensivă beton și pe care ne vom putea baza și în acest sezon de Liga 1. Dragi prieteni, cam acesta a fost episodul cu numărul 2 din cariera mea cu CFR Cluj, drumul spre titlul în Liga 1 și bineînțeles spre grupele Ligii Campionilor. În episodul următor nu uita să te abonezi la canalul meu, apasă și clopoțelul, deoarece în episodul următor vom debuta și în grupele UEFA Conference League și bineînțeles vom încerca să ne calificăm mai departe în această grupă interesantă și destul de tare, dar sperăm că vom face o treabă bună și că ne vom califica mai departe. Nu uita să te abonezi canalul meu de YouTube, dacă ți-a plăcut acest videoclip, lasă-mi și un like și, bineînțeles, eu îți urez o zi minunată în continuare și să ne auzim numai cu bine.